chiar dacă în momentul de față, într-un limbaler. După cum ați observat și dumneavoastră, lucrurile se desfășoară într-un ritm intens, ceea ce ne bucură foarte mult. Este un obiectiv pe care ne l-am dorit de 40 de ani și iată că se înfăptuiește. Faptul că va fi un drum mai scurt către portul Constanța, această zonă poate deveni o zonă foarte atractivă pentru viitorii investitori. Iar noi la Consiliul Județean deja avem discuții avansate cu unii în momentul în care va ieși pilonul podului din pământ pentru anumite investiții. Vi le vom spune la momentul respectiv. În ceea ce privește expropierile, ar trebui urgentate, că nu este doar prima etapă. Sper ca CNIR, guvernul actual, să dea mult mai multă importanță acestui cel mai mare proiect de investiții din România și poate cel mai mare din Europa. Și ne dorim foarte mult să-și aplece ochii, pentru că eu mă uit în fiecare zi la televizor, la știri și n-am auzit pe nimeni vorbind de pod, ci doar noi, localnicii, ne dăm toată silința ca acest proiect să fie într-un ritm alert. Sperăm ca să reia și discuțiile pe parte de relocare utilități, pentru că orice zi de întârziere, și aici o spun în nume personal, va fi o plată plătită de statul român, adică de noi toți, și ceea ce nu este normal corect. Noi ne dorim ca acest obiectiv, podul peste Dunăre, Tulcea-Brăila sau Brăila-Galați, cum vreți dumneavoastră să mă titulați, sau Brăila, e important să se facă în termenul contractual, pentru că orice zi de întârziere a statului român înseamnă plata de către toată populația României a penalităților sau eventualelor, eu știu, sume de bani care trebuie plătite după termenul de execuție a lucrărilor.